Salutare, Sherlock! Am o treabă pentru tine! Ești gata să-ți perfecționezi abilitățile analitice? Yeah. Super! Să începem! Lily lucra la o agenție imobiliară. Ea le-a prezentat un apartament de lux membrilor unei familii bogate. Acestora le plăcea totul, cu excepția unui singur lucru. Apartamentul avea ferestre uriașe, din podea până în tavan, și ei erau îngrijorați că cineva ar putea sparge geamul din greșeală și să cadă prin el. Lily își dorea foarte mult să vândă acel apartament scump. De aceea a decis să le dovedească faptul că sticla era incasabilă. A alergat până la fereastră și a lovit-o cu toată viteza. Sticla, într-adevăr, nu s-a spart, dar Lily a căzut de la fereastră și a fost dusă de urgență la spital. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Geamul nu s-a spart. Pur și simplu a ieșit din ramă. Într-o zi, detectivul Morris s-a gândit să facă o plimbare în parc. La un moment dat, a primit un telefon de la asistentul său. Acesta i-a spus că o grămadă uriașă de obiecte din plastic de la periferia orașului ar fi dispărut peste noapte. Detectivul s-a grăbit să ajungă acolo și ghici ce? Informația era adevărată. Dar cel mai bizar lucru, nu existau urme de cauciucuri sau alte indicii prin jur. Dar atunci cum ar fi putut hoțul să transporte atât de multe obiecte din plastic fără să folosească un vehicul? Dintr-o dată, detectivul Morris a observat niște urme ciudate de pași. Îl poți ajuta să înțeleagă cui aparțin acestea? Acestea cu siguranță nu sunt urme făcute de om. Ar putea aparține unui animal sau unei alte creaturi? Cazul devine din ce în ce mai ciudat. Detectivul Morris se plimba deja de ore în șir prin oraș, în căutarea unor indicii. La un moment dat, asistentul său l-a informat despre dispariția unei alte grămezi de plastic. La locul crimei, detectivul a găsit aceleași urme de pași. A rugat-o pe o expertă să examineze fotografiile și probele, iar aceasta i-a spus că urmele nu se potriveau cu niciuna dintre cele care se aflau în vasta sa bază de date. Ea a sugerat chiar că acestea ar putea aparține unui extraterestru. Dar de ce ar avea extraterestrii nevoie de plasticul nostru? Morris a decis să prevină următoarea infracțiune. S-a dus din nou la periferia orașului și a observat două mormane de gunoi. Le-a analizat cu atenție. Care dintre ele ar putea fi cea pe care extraterestrii ar vrea să o fure? Cu siguranță își vor îndrepta atenția spre grămada din stânga. Sunt prea multe lucruri din fier în cea din dreapta. Dar extraterestrii caută plasticul, așa că grămada din stânga va fi victima. Detectivul Morris a decis să-i prindă pe extraterestrii în flagrant. După aproximativ o oră, bărbatul a observat o navă spațială aterizând nu departe de mormanele de gunoi. Un extraterestru a coborât și a transportat grămada care conținea plastic înăuntru. Detectivul Morris a fost șocat de ceea ce tocmai văzuse, dar nu a avut timp să intre în panică. O ușă mică era deschisă în partea laterală a navei spațiale. El s-a strecurat înăuntru. A avut doar puțin timp să se uite în jur când o alarmă a început să sune. O, nu! Oare vor decola? Bărbatul s-a repezit înapoi la ușă. Dar aceasta era deja încuiată. Din fericire, Morris a observat o ecuație matematică scrisă pe ușă. Părea făcută din bețe de chibrituri. Dar răspunsul era greșit. După câteva încercări, detectivul a înțeles că putea muta doar un singur băț de chibrit pentru ca ecuația să devină corectă. Dar cum? Detectivul Morris a mutat acest chibrit și a obținut 9 - 7 = 2. Ușa s-a deschis, iar bărbatul a fugit pentru a-și salva viața. Dar principala întrebare a rămas fără răspuns. De ce aveau extraterestrii nevoie de plasticul nostru? Scrie ideile tale în comentariile de mai jos! Privește aceste 6 pahare. Primele 3 sunt pline cu apă, iar celelalte 3 sunt goale. Cum poți să le aranjezi astfel încât să alternezi unul plin cu unul gol, dar să miști un singur pahar? Ridică al doilea pahar și toarnă apa în al cincilea. Gata! Acum, ai 7 invitați la petrecerea de ziua ta. Iar sarcina ta este să-ți dai seama cum să împarți tortul foarte rotund în 8 bucăți egale, făcând doar 3 tăieturi. Mai întâi de toate, trebuie să tai tortul așa, pentru a-l împărți în 2 bucăți egale. Repetă mișcarea, dar în direcția asta. Acum ai obținut 4 felii.
iar a treia tăietură ar trebui făcută așa, prin mijlocul tortului. Voilà! Ai obținut 8 felii egale! Uită-te la aceste linii din partea de jos și încearcă să-ți dai seama care dintre ele este continuarea celei de sus. Este vorba de linia din stânga. Vezi? Ai fost răpit de un om de știință nebun care vrea să testeze pe tine noua sa cremă de protecție. După ce te acoperă cu această cremă, în care nu ai încredere deloc, îți propune să alegi unul dintre cele trei containere în care te va arunca. Primul este plin cu deșeuri radioactive. În cel de-al doilea se află un acid atât de puternic încât poate dizolva până și metalul. Iar cel de-al treilea este plin cu lavă de la cel mai mare vulcan de pe pământ, care a erupt în urmă cu un an. Ce container ar trebui să alegi? Alege-l pe cel cu lavă. Dacă vulcanul a erupt acum un an, lava trebuie să se fi solidificat deja. Uită-te la acești prizonieri! Îți poți da seama cine a venit din viitor? Este tipul din mijloc. Spre deosebire de ceilalți doi bărbați care sunt îmbrăcați ca oamenii din trecut, el poartă haine moderne și adidașcul. Un virus teribil a scăpat dintr-un laborator, iar acum toate animalele și plantele de pe pământ suferă mutații cu o viteză îngrijorătoare. Ai încercat să găsești un remediu, dar în schimb ai rămas blocat în laboratorul unde a început totul. Există trei uși prin care poți scăpa, dar în spatele primei uși se află o grămadă de cactuși agresivi care se hrănesc cu carne. A doua ușă ascunde sute de albine veninoase, iar în spatele celei de-a treia uși se află niște monștri asemănători unor dragoni care scuipă foc. Care e ușa care te poate conduce spre libertate? Poți ieși viu de acolo dacă alegi prima ușă. Chiar dacă cactușii se hrănesc cu carne, sunt totuși plante, așa că nu se pot mișca. Deci poți trece ușor pe lângă ei. Ești prins într-o cameră care se umple în mod constant cu apa care vine de la un robinet din perete. Nu există ferestre în cameră, iar ușa este blocată. Ai un mop și o găleată mare. Ce poți face pentru a supraviețui? Da, nu ai opțiuni din care să o alegi pe cea corectă, așa că gândește-te singur cum poți ieși din această situație. Șansele tale de a rămâne în viață sunt mult mai mari decât ai putea crede. Doar închide robinetul! Nathan a venit în vizită la prietenul său Zachary, care lucra la un muzeu. Uite ce am găsit! Un manuscris neprețuit care datează acum mai bine de 1000 de ani. Zachary s-a uitat prin manuscris și și-a dat seama că prietenul său fusese păcălit. Ți se pare ceva ciudat la acest text? Regele Alfred al V-lea a condus țara din 1290 până în 1320, înaintea erei noastre. Dacă vorbim despre datele anterioare erei noastre, acestea ar trebui să fie în ordine inversă. Textul original ar fi sunat astfel. Regele Alfred al V-lea a condus țara între 1320 și 1290 înaintea erei noastre. Un răufăcător te-a prins și acum te lasă să alegi în ce cușcă te va ține. Poți ieși din cușcă doar prin tavanul acesteia. Dar deasupra primei cușci se află un cuib de viespi veninoși, deasupra celei de-a doua se află niște apă clocotită, iar deasupra celei de-a treia este un leu înfometat. Ce cușcă ar trebui să alegi pentru a putea scăpa atunci când răufăcătorul adoarme? Alege-o pe cea de-a doua, deoarece apa se va evapora în cele din urmă și vei putea ieși din cușcă fără probleme. Ești închis într-o cameră mică, fără ferestre și cu o singură ușă. Pentru a ieși de acolo, trebuie să rezolvi această ghicitoare. 1, 2, 3 egal 5, 3, 2, 1 egal 9, 2, 1, 1 egal 4, 1, 1, 2 egal 3, 1, 3, 2 egal... Cât de repede poți ieși din camera încuiată? Mai întâi, trebuie să aduni a doua și a treia cifră, iar apoi să înmulțești suma lor cu prima cifră. Să luăm prima ecuație. 1, 2, 3 egal 5, 2 plus 3 egal 5, 1 ori 5 egal 5. Să ne asigurăm că teoria noastră e corectă.
3, 2, 1 egal 9, 2 plus 1 egal 3, 3 ori 3 egal 9. Atunci răspunsul de care avem nevoie este 5. 3 plus 2 egal 5, 1 ori 5 egal 5. Acum, hai să verificăm dacă poți gândi neconvențional. Urmează câteva jocuri de cuvinte. Încearcă să le rezolvi pe ăsta. Viață acvatică. Înseamnă viață subacvatică. Dar de ăsta ce zici? Amiază bună. Este bună după amiază. Următorul pentru tine. Îți dau un indiciu. Fii atent la dispunerea literelor. N, U, M, I, T. Crezi că te descurci? Înseamnă sus numit. Ce cuvânt sau frază poți vedea aici? Uman, 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 uman. Înseamnă vadruman. Domnul Carter, un om bogat care colecționa antichități, l-a rugat pe detectivul Morris să îl viziteze. La sosirea detectivului, colecționarul i-a spus: tocmai am primit o statuetă prețioasă, dar trebuie să plec într-o călătorie de afaceri timp de o săptămână și mi-e teamă că cineva îmi va sparge casa. Bineînțeles, statueta este asigurată, dar... Detectivul Morris avea alte treburi urgente de făcut, dar a promis că se va întoarce seara pentru a găsi o soluție. Dar când a sosit câteva ore mai târziu, domnul Carter era disperat. Am dus-o cu mașina pe sora mea la doctor și am lipsit o oră sau două. Dar când m-am întors, statueta dispăruse. Detectivul Morris nu l-a crezut. De ce? După amiază, când a ieșit din casă, a observat un măr care se afla în fața porții din stânga. Acesta este încă acolo. Dar pentru ca o mașină să poată trece, ambele porți ar trebui să fie deschise. Iar asta înseamnă că domnul Carter a mințit când a spus că a plecat de acasă cu mașina. Mai multe lingouri de aur au fost furate dintr-o bancă. Poliția avea câțiva suspecți. Dar când au ajuns la casa principalului suspect, și-au dat seama că au uitat să aducă un mandat. Bărbatul le-a spus că nu avea de gând să le permită să-i percheziționeze casa. Întorceți-vă cu mandatul și vom vorbi! O oră mai târziu, ofițerii s-au întors cu documentele necesare. Au percheziționat temeinic casa și grădina, dar nu au găsit aurul. Dintr-o dată, unul dintre ofițeri a exclamat: știu unde a ascuns aurul! Ți-ai dat și tu seama? Aurul se află în piscină. Atunci când poliția l-a vizitat pentru prima dată, nivelul apei din ea era mult mai scăzut. Un tablou foarte faimos a dispărut dintr-un muzeu. Ulterior, poliția a reușit să-l găsească. Dar acum polițiștii au o altă problemă. Au găsit nu unul, ci trei tablouri. Doar unul dintre ele este cel original. Celelalte sunt doar copii. Poți ajuta poliția să afle care este tabloul original? Este cel cu rama maro. Uită-te mai atent! Toate ramele din muzeu sunt realizate în același stil. Ai fost acceptat la cea mai bună școală de vrăjitorie și magie. Unul dintre cursurile la care trebuie să participi este despre transformarea în animale. Există trei profesori care predau acest curs. Fiecare dintre ei este specializat în transformarea într-un anumit animal. Uită-te la profesori și încearcă să-ți dai seama în ce specie de animal se transformă fiecare dintre ei. Ai observat că primul profesor are o limbă bifurcată? Sigur se transformă într-un șarpe. Al doilea profesor are coadă de leu. Acesta trebuie să fie animalul în care se transformă. Iar al treilea profesor are ghiare de urs. Trebuie să se transforme într-un urs grizzly.